Unde au venit toți, 2-3 mii de cercetători. Altă a fost ieri. Plin, alaltă ieri, pardon. A fost plin. Noi l-am organizat de ce? Pentru că am vrut ca nu numai elita să vorbească despre rezultate, dar toată comunitatea să vină și să prezinte, și universitățile, și institute, să-și prezinte rezultate, să se întâlnească. Foarte multă lume mi-a spus, domnule, vă mulțumesc de atât, pentru că noi 10 de ani nu ne-am întâlnit. Tu lucrezi într-un universitate, tu lucrezi într-un institut și acolo s-au întâlnit. A venit foarte lume și lumea a rămas mulțumită. Noi n-am cheltuit bani publici. Mămăliga a fost făcută de Institutul Porumbeni, care a creat un soi. Este unicul institut acum care vinde ghibriz în Europa. Asta, plăcintele au fost făcute de Universitatea Tehnică împreună cu Franțeluță. Domnilor, n-am plătit nimic, toată lumea spune nimic absolut. Totul s-a făcut binevol, s-a făcut în rezultatul entuziasmului oamenilor de știință și partenerilor, și prietenilor noștri, deci care sunt în Republica Moldova. Și a doua, asta noi am făcut-o pentru toată comunitatea. Acum noi organizăm poemul.